Domnul la motor? Păi îmi spui când? Să ne oprim.
dentarul și o steneală. Când mingilor noi potrivi rachetă, juca voi în Franța o partidă coroana-i părintească să câștigă. Al nostru sprijin și în al cărui nume s-o știe prințul, am pornit asupra să mă răzbun cum pot. Și dreapta mână s-o pun în slujba unei sfinte pricini. Cuvinte care mă mint, însă nu are rost, știu că în fața mea ai fost. E mai vesel omul. Delfinul afle. Rangul mi-l voi ține. Voi Macheze și Gabi și facem repetiția. Love me tender, love me sweet, never let me go. Și deci, trăind departe, m-am dedat de zmățului sălbatic. E știut. Când nu e acasă, e mai vesel omul. Delfinul Aple! Rangul mi-l voi ține! Următoarele chestii pe care trebuie să le știm. Vom trage mai multe cadre. Ce înseamnă cadre? Înseamnă consecvență, este compusă și mai multe încadratură. Încadratură înseamnă de ce direcție filmăm, cum vedem. Vom trage prima oară în direcția asta, pe urmă în direcția aia. O să tragem plan ansamblu, adică o să vă vedem pe toți, absolut pe toți ce faceți. După care vom trage la prim planul, după care vom trage alte cadre. Da? De fiecare dată voi trebuie să faceți exact același lucru. Asta înseamnă racord. Dacă în momentul în care Bog spune monologul lui, da, tu, Paul, să zice, te scarpini așa la nas, la al doilea cadru, exact același lucru trebuie să faci. La cadru o să vedeți chestia asta care se cheamă clachetă sau clac. Pe clac o să scrie în felul următor. Secvența 34, prima oară, cadru 1, tras 1. Fiile tineret infortunate, el neștiind la ce le-am folosit. N-am pus preț bun pe acest pietron englez. Și deci, trăind departe, m-am dedat de zmățului sălbatic. Ești... Și în al cărui nume s-o știe prințul, am pornit asupra să mă răzbun cum pot. Ești țineți la de doi? Nu, e prin plan strâns cu Wilmar. E prin plan strâns cu Wilmar, că aveai cărere. Dăm stop și schimbăm. Dăm stop și schimbăm obiectivul, dacă vrei. Hai acolo să fac. Hai să încercăm. Du-te acolo, Tudor, în poziția. Raluca e la vilă. Nu, nu este în... Thank you.
asta șmecher. Aș vrea să ajung. Trebuie să-i stabilim un punct acum. Sau îi pun un semn? Pun un semn. Nu te mai frica așa tare, că ai rimat. Da, știu. Stai. Bravo, Mara. Motor! Mă duc camera. Saturn. 14 cu 2, tras 4. Mort. Știi cât de tare mă bucur că suntem amândoi în tabăra asta? Am auzit că primi cel mare un workshop la New York, la The New School of Drama. Wow, asta sună foarte șmeche. Aș vrea să ajungem acolo. Adevărul e că și eu mă bucur că am ajuns în tabăra asta. Mă bucur mai mult că suntem și vom rămâne prieteni. Niște repetiția. Bagajul putem să-l lăsăm pe zona asta, de foarte deformată. De-aia ziceam că ce nu ai chei în zona asta. Telefon aici? Ce face concursul? Da, vreau să-mi facă și mie un CD-ul cu o piesă. Hai, da. Acum mă rog pe zbitul.
prin greu, da. De ce, ai spus că dormim în aceeași cameră? Dar secretul că dormim în același pat? Că nu i l-ai spus, a? De să ocupă patul lui. Nu, că dacă e... Pe el, la... Bom, trebuie să vii. Trebuie să vii, da. Roxana! Băi, de ce stăm? Hai să facem cine aici. Se trage și cu 5 de U? Ok. Imediat pleacă, în 2 minute. Scuze, m-am zăpăcit ca să plec. Vrei de Ce Ivana? M-a tot până acum. Ai auzit bolie? Da. Da. Nu, dar nimic în altă. Da? Da. Da. Am fost o legătură. M-a zis? Nu așa, uite în lungime. Mai pot să rămâne. Pare. Nu vă spun, trebuie să-i făcut tot. Ce faci, mă? Vrei? Lasă-l pe aia. Hai, pune camera. Până la urmă. Gata, chef următorii, Alex? Dă-te! Dă-te! Aplaude, băieță! Mai spate! Grijă la microfoane! Wow.
Bogdane! Monica? Da! Andy, mă anunți când se poate. Ana! Stai acolo! Hai o repetiție filmată, hai! Păi da, dar nu poate Andy. Faceți aia! Nu mai faceți! Stop, nu mai vorbiți! Stop, liniște! Ascultați-vă, Roxana! Aștept! Acțiune! Mulțumesc de dar și osteneală. Vă rog!
încă o dată, vă rog frumos! Thank you.